Bună, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi am pentru voi o rețetă super simplă și credeți-mă că este de asemenea și foarte gustoasă. Vom face biscuiți italienești, cantucci, niște biscuiți delicioși, crocanți, cu migdale în interior, absolut perfect. Pentru această rețetă avem nevoie de aproximativ 500-600 de grame de făină, 200 de grame de migdale, 100 de grame de unt, un praf de sare, un plic de amoniu pentru prăjituri, coajă rasă de la o lămâie, 2 ouă și 250 de grame de zahăr. Într-un bol pun ouăle, zahărul, praful de sare și amestec cu un tel până se deschid la culoare. Acum că compoziția noastră s-a deschis la culoare, adaug coaja rasă de lămâie, o dau pe răzătoare, o încorporez, adaug amoniul pentru prăjituri, îl încorporez și pe el și încep să adaug untul. Untul este la temperatura camerei, iar acum voi adăuga treptat făina. Am încorporat aproximativ jumătate din cantitatea totală de făină, iar acum adaug migdalele, le încorporez și continui să adaug făină. Amestec cu telul cât îmi permite aluatul. La final va trebui să rezulte un aluat compact. Acum voi pune puțină făină pe blatul de lucru, scot aluatul și îl împart în 4 părți egale. Modelez fiecare bucată de aluat în câte un sul. După cum vedeți, nu este foarte subțire, dar nici foarte gros. Atenție, pentru că sulurile se vor lăți la copt. Dacă nu vreți să fie lipite atunci când le coaceți, vă recomand să puneți ori mai puține în tavă, ori să le rupeți la final, așa cum fac și eu. Sulurile obținute le așez într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Eu am aici o tavă normală de aragaz. Merg cu tava la cuptor, cuptorul preîncălzit la 180 de grade și las să se coacă biscuiții pentru aproximativ 30 de minute sau până când vedeți că sunt ușor rumeni deasupra. Dragii mei, biscuiții sunt copți. Acum îi las să se răcească puțin și îi voi separa pentru că s-au lărgit și s-au lipit. Nu este nicio problemă, se poate rezolva. Dacă nu vreți să se întâmple treaba asta, va trebui să îi puneți într-o tavă mai mare sau să îi coaceți pe rând. Am lăsat biscuiții să se răcorească pentru aproximativ 5 minute. Atenție, nu îi lăsați mai mult pentru că nu o să-i puteți tăia. Și tai biscuiții în bucăți potrivite, așa cum vedeți în imagine. Să știți că se pot rupe pentru că au migdale în interior și este destul de fraged aluatul, dar puțină atenție o să îi puteți tăia destul de bine. Am așezat toate bucățile de biscuiți ce le-am tăiat în tava în care am copt prima dată biscuiții și voi merge cu tava la cuptor, cuptorul preîncălzit la 160 de grade și voi lăsa să se coacă pentru a doua oară biscuiții pentru aproximativ 18-20 de minute sau până când ajung la culoarea și crocanteța dorită de voi. Cu cât îi lăsați mai mult în cuptor, cu atât vor deveni mai crocanți. Așa că alegeți voi cum să fie cantucii voștri. Așa arată biscuiții după a doua coacere. Vedeți cât sunt de rumeni și frumoși, au o culoare extraordinară și credeți-mă că sunt mega gustoși, nu pot să-i laud suficient, atât de buni sunt. De asemenea, se păstrează foarte bine timp îndelungat dacă îi țineți într-o cutie de metal. Credeți-mă că sunt chiar mai buni după o săptămână. Vă spun din experiență pentru că îi pregătesc în fiecare an și în fiecare an eu îi țin chiar două săptămâni și jumătate. Dragii mei, aceștia sunt biscuiții cantucci făcuți de mine. Sper să vă placă, să-i încercați și voi pentru că sunt foarte gustoși. Sunt crocanți, perfecți pentru micul dejun lângă o ceașcă de ceai sau o ceașcă de cafea. Eu vă pup, vă îmbrățișez cu mare drag. Nu uitați că vă aștept părerile în comentarii ca de obicei. Și noi ne vedem data viitoare cu o nouă rețetă. Pa, pa!